Ce ai făcut, ți se va face. Ce ai zis, ți se va zice. Ce încarci pe altul, ai să duci și tu. Așa spunea părintele Arsenie Boca. Legea nestrămutată a dreptății lui Dumnezeu aduce peste capul tău ce ai adus și tu peste capul aproapelui tău. Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră, a sosit vremea de plată sau ispășirea. Ispășirea nu e o pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de înțelepțire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu ține cumpănă între faptă și răsplată, putem vorbi chiar de legea dreptății ca o lege milostivă prin care ne curățim de petele faptelor rele. În vremea ispășirii, când vin asupra noastră strâmtorile, dacă le răbdăm de bunăvoie, ne umblând cu ocolirea, ne ajută Dumnezeu. Iar de nu vrem să primim cele ce vin peste noi, că nu le înțelegem, nu ne ajută Dumnezeu, deși El ar fi vrut. Dumnezeu nu pedepsește toată răutatea tuturor, aici și numai decât, precum nici nu slăvește bunătatea tuturor, aici și numai decât. Chiar dacă ar face așa, atunci și oamenii ar face binele de frică. Mântuirea ar fi de silă, iar nu o faptă a libertății și a dragostei. Apoi, dacă repede ar pedepsi tot răul, Dumnezeu ar fi un fricos, un neputincios, micit la o măsură omenească sau cel mult îngerească, și ne-ar da să înțelegem că se teme de rău și-și apără stăpânirea, cum fac oamenii. Tocmai pe faptul că îngăduie răilor să-și facă de cap și îi lasă pe oameni neînfricați de pedeapsa năpraznică, ne dovedește atotputernicia sa, veșnic liniștită asupra răului. Atotputernicia asupra căreia, prin virtutea credinței, stăm liniștiți și noi, primind palmele și scuipările răului, ca pe niște mărturii ale neputinței aceluia, în fața atotputerniciei lui Dumnezeu, care ne întărește cu liniștea sa. Cu aceea că nu pedepsește răutatea numai decât, îi întinde ispită puternică să se desăvârșească și ea spre pedeapsă sigură în ziua judecății. Iar dacă totuși uneori pedepsește năpraznic vreo fără de lege, o face ca să mai pună frâu răutății între oameni și mai ales să nu scadă în credință începătorii și să nu se piardă dintre oameni cunoștința răsplătirii după fapte. Deci, orică răsplătește, orică nu răsplătește, fie binele, fie răul, un lucru e sigur, că vine o răsplată sigură și veșnică și că biruiește binele asupra răutății. Apoi, prin răbdarea multor neștiuți de oameni, atotputernicia și dreptatea lui Dumnezeu sfarâmă mereu porțile iadului cu puterea bisericii văzute și nevăzute. Când cineva cu faptele sale păcătoase cade din dragostea tatălui său, dă de dreptatea lui, care ca pe un rob îl va readuce la cale cu sila. Îi dă și timp, doar va simți să vină de bunăvoie. Dacă însă nu bagă de seamă, îi ia și timpul și cade fără de veste urmărit de dreptate. Fiecare om se trage dintr-o familie, iar mai multe familii apropiate ca grad de rudenie formează un neam. Fiecare neam are un arbore genealogic. Acest arbore genealogic diferă de la neam la neam. După cum un arbore este sănătos și dă naștere altor ramuri sănătoase, dezvoltându-se foarte frumos, tot astfel se întâmplă și într-un neam care este credincios, cu frica lui Dumnezeu, și naște alte ramuri sănătoase și credincioase, dezvoltând foarte frumos, în mod normal, acel arbore genealogic. Observăm că la unii arbori începe să le apară câte o ramură uscată, după aceea altele și altele, încet încet, iar la un moment dat, observăm că o mare parte din acel arbore s-a uscat. Apoi, la scurt timp, el se usucă definitiv, deoarece nu l-a îngrijit nimeni. Asemenea analogie putem să o raportăm la diferite neamuri de oameni care sunt necredincioși. Păcatul se transmite de la tată la fiu, ori acel păcat netratat macină și roade în toți membrii familiei. O bună parte din acei oameni nu-și dau seama de acel lucru și se trezesc după ani și ani, după generații peste generații, că li s-a cam pierdut neamul, cum se spune în popor.
adică păcatul moștenit în familie și netratat cu tainele bisericii, a făcut ravagii. După cum medicina recunoaște transmiterea caracterelor de la tată la copil, tot astfel, religia recunoaște transmiterea păcatelor de la părinți la copii. Dumnezeu spune încă din Vechiul Testament că pedepsește pe copii pentru păcatele părinților până la al patrulea neam. De aceea, cei ce sunt căsătoriți și au copii trebuie neapărat să se spovedească, să se curețe de acele păcate pentru a nu se transmite copiilor lor. Să aibă conștiința împăcată că fiii lor nu suferă pentru păcatele părintești. Observăm cum foarte mulți copii se nasc bolnavi. În cele mai multe cazuri, copiii se nasc bolnavi datorită păcatelor părinților care nu le-au spovedit și n-au primit dezlegare de ele. Un om păcătos care nu se spovedește, nu ține rânduielile bisericești, post, rugăciune și îl prinde sfârșitul vieții în această stare păcătoasă, este o ramură uscată la arborele genealogic al neamului său. Cel mai important remediu pentru vindecarea arborelui este în special Sfânta Spovedanie, deoarece aici sunt curățirea, tratamentul și vindecarea. În Ieșirea, capitolul 20, versetele 5-6, stă scris: Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Toate faptele omului, toate mișcările lui, se însemnează undeva ca într-o nevăzută carte și se însemnează și în sămânța sa, și cu aceasta omul își trage urmașii sub povara isprăvilor sale. Fiecare dintre noi nu se naște ca o făptură nouă, ci ca un moștenitor al tuturor generațiilor care l-au precedat. În toate aceste nașteri pot exista sfinți, cât și păcătoși obișnuiți, dar și mari păcătoși. Fiecare generație moștenește de la toate cele dinainte caracteristici ale minții, inimii, voinței, particularități ale corpului, probleme rezolvate și nerezolvate. Dacă părinții au rezolvat în ei înșiși o anumită problemă, ei le transmit copiilor o natură umană mai șlefuită. Dacă ei nu vor fi în stare să o rezolve, generația următoare se va lovi de ea mai devreme sau mai târziu. Iar cum copilul este îmbinarea celor doi părinți, a celor patru bunici, a celor opt străbunici, a celor 16 străstrăbunici, asta e moștenirea care se numără până la al patrulea neam. Dar și ceilalți înaintași își dau partea lor de zestre, însă din ce în ce mai mică. Deci ne putem da seama câte au de ispășit copiii din greșelile părinților. Un copil are scris în sine toate înclinările unui mare număr de înaintași, atât cele bune, cât și cele rele. Jumătate de la cei doi părinți, a patra parte de la cei patru bunici, a opta parte de la cei opt străbunici și așa mai departe. Moștenirii bolnave de la un părinte îi sare în ajutor partea sănătoasă de la celălalt, dar neputința o poartă totuși cu sine. Diavolul a strecurat în firea omenească din neam în neam tot mai multă neghină, adică înclinarea drăcească afară de legii. De aceea în copii se arată și sămânța celui rău, care va trebui să o răbdăm până la seceriș, fiindcă semănătorii, lucrătorii și economii tainelor au mai și dormit. Încât acum vedem cam multă neghină în țarina aceasta. Nu e glumă cu viața copiilor pe care îi aveți sau vreți să îi aveți. Sunteți răspunzători de ei și de toată viața lor, căci ce le-ați transmis, așa viață vor avea. Și copiii noștri vă vor judeca pe voi după cum bine știți. Iar când vă vor supăra, fiți cu minți și nu-i blestemați, ca să nu ascultați de diavol până la sfârșit, ci dați-vă seama că ei vă aduc aminte de păcatele voastre, cele nemărturisite și neispășite. Rugați-vă pentru ei și rugați-vă voi să vă ierte Dumnezeu chiar și atunci când vă vor blestema. Neamul pe care Dumnezeu îl știe că nu va da roade vrednice de pocăință, îl va stinge ca pe smochinul neroditor,
prin morți năpraznice, boli incurabile, boli genetice și așa mai departe. Legea atotputernică ce întoarce faptele oamenilor în brațele lor este arătată în Sfânta Scriptură. Fiii desfrânaților nu vor avea desăvârșire și sămânța ieșită din patul nelegiuit se va stinge. Că de vor avea viață lungă, nu vor fi de nicio treabă și bătrânețile lor, la urmă de tot, vor fi fără cinste. Iar de vor muri de timpuriu, vor fi fără nădejde și fără mângâiere în ziua judecății, căci neamul celui nedrept are sfârșit groaznic. Scurtarea vieții a venit neamului omenesc ca o plată pentru căderea în păcat. De Dumnezeu nu scapi prin faptul că nu-L asculți, îi tăgăduiești existența sau îi nesocotești biserica, pentru că El are o rânduială și îți cere să o urmezi. Un trecut păcătos însoțește omul ca un cazier judiciar. Ispășirea e obligatorie, răbdând palmele trecutului peste obrazul minții. În căsnicie, binecuvântată este numai nașterea de copii, iar tot ce este în afară de rostul acesta este desfrânare și păcat. Însușirile copilului atârnă de gradul de pervertire la care a ajuns instinctul maternității la femeie. Înclinările pe care le-au avut părinții în vremea sarcinii, dar mai ales ale mamei, acelea vor fi conducătoare în toată viața copilului ce vine. Ele se întipăresc în copil ca tendințe și predispoziții pe care acesta le va avea toată viața. Supărări, amărăciuni, dureri, melancolie, nesănătate. În vremea aceea, dacă mama fură oarece, copilul va fura toată viața. Dacă se îmbată mama odată, copilul se va îmbăta toată viața. Dacă mama se roagă la Dumnezeu, se va ruga și copilul. Acum e vremea cea mai scumpă de a îngriji de purtările viitoare ale copilului, căci acum poți semăna întrânsul înclinările unui sfânt sau apucăturile tâlharului. Acum e vremea când poți să faci ce vrei din copilul tău. Acum ești cu deosebire dator să-l păzești de toate relele, fiindcă numai acum te ascultă cu desăvârșire. Se roagă părinții în vremea respectivă, se împărtășesc cu sfintele taine, petrec cu dragoste de Dumnezeu, așa va fi și toată viața copilului ce se va naște. Și nu vor avea părinții bătaie de cap cu el că nu crede, că n-ascultă și umblă după rele. Căci pentru osteneala părinților spre voia lui Dumnezeu, el se milostivește de copiii acestora și binecuvântează cu daruri, precum însuși Iisus a zis. În toată lumea nu găsești un lucru mai ușor de făcut decât păcatul. De aceea păcătuim cu ușurință, dar a nevoie ne pocăim. Dacă oamenii și-ar potrivi purtările după poruncile lui Dumnezeu și nu după momeala păcatelor, ar preveni și ar ocoli toate necazurile. Dar așa, drept în ele își sparg capul și apoi umblă plângând. Toată tinerețea tu o dai celui rău și pe urmă vezi că ai ales rău. Dar întrebarea este dacă îți mai rămân zile să le dai lui Dumnezeu. Și altă întrebare, dacă îți mai primește Dumnezeu o grămadă de cioburi în loc de un vas frumos și întreg, cum puteai să fii. Ca să fie oamenii așa cum îi vrea Dumnezeu, aceasta atârnă și de părinți, căci aceștia îi încarcă pe copii cu păcate prea mari, pe care copiii trebuie să le împărtășească, iar când sunt maturi, și ar trebui să propovăduiască pe Hristos, ei sunt ispășitori ai păcatelor înaintașilor. Iată temeiul pentru care suntem răspunzători de misiunea de regenerare morală, căci scrie: dacă nu se vor griji de păcatele lor, pentru aceasta îi voi da în mâinile copiilor lor. Ce putem face pentru iertarea păcatelor înaintașilor noștri? Să-i pomenim cât mai des la liturghii cu parastase pe toți cei adormiți din neamul nostru: părinți, bunici, străbunici, după tată și după mamă, în linie directă până la al patrulea neam. Să facem milostenie în numele lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor celor adormiți din neamul nostru, pomenindu-le numele. Să citim acatistul pentru cei adormiți.
părinții și bunicii care mai sunt în viață să se spovedească la un duhovnic bun, conștientizând gravitatea păcatelor pe care le-au făcut în timpul vieții. Chiar dacă nu mai apucă să facă fapte bune de pocăință, spovedania odată făcută este cheia dezlegării păcatelor. Dezlegarea se face numai aici, pe pământ. Dincolo nu mai are cine să o facă. Deci de noi depinde ce generație vine. Generația de acum trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Sfântul Paisie Aghioritul spunea: chiar dacă în om ar exista vreo moștenire păcătoasă, ea nu poate rezista în fața harului lui Dumnezeu.